dăm 5 minute pentru că e vremea cum e, e sâmbătă, dar cred că se simte așa puțin nerăbdarea. Eu sunt Eli Bădică, coordonatoarea colecției în autor a editurii Nemira, care este o colecție de literatură română contemporană. Și astăzi știți de ce ați venit aici, vă mulțumim că sunteți într-o sâmbătă cu noi și la prânz, adică ați și vremea aceasta, practic ați depășit toate obstacolele zilei. Vorbim despre Solomonarul lui Florin Chirculescu, care a semnat pentru a doua oară cu numele său real, până la greva păcătoșilor în 2017, a semnat, cum bine știți, cu pseudonimul Sebastian Acorn și a publicat în special literatură de speculație. Și cu greva păcătoșilor și cu Solomonarul stă mai mult pe spațiul românesc și îmbină. Romanele lui sunt atât de complexe, sunt convinsă că ați văzut și acest Solomonarul, măcar ați apucat să citiți câteva fraze. Să-i zicem doar roman, să-l punem în câteva etichete, din punctul meu de vedere e insuficient, pentru că sunt atâtea procedee acolo și atât de inedit felul în care scrie Florin Chirculescu, încât ar fi păcat să punem aceste etichete. Astăzi, după cum vedeți, suntem masă generoasă de oameni care vorbim despre Solomonarul, inclusiv autorul care e aici la stânga mea. Încep cu domnul Viorel Coman. Ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi astăzi. Cristina Vasiliu și Doru Căstăian. O să încercăm să avem o discuție cât mai liberă. Vă rugăm să vă simțiți suficient de relaxați și bine cu noi, astfel încât să interveniți oricând simțiți nevoia cu întrebări, comentarii, curiozități și așa mai departe. Laude. Profitați, acceptăm și laude în numele lui Florin Chirculescu. Veți vedea că puteți să profitați de prezența lui astăzi aici și să-l întrebați brute și nebrute. Vă va răspunde cu onestitate și verba, așa cum îl cunosc. Aș vrea să deschidem discuția de la cum ați citit Solomonarul. Tu mai ai puțină răbdare, Florin. Cum ați citit Solomonarul și care sunt firele care vi s-au părut cele mai ofertante în acest Solomonar, inclusiv în ceea ce îl privește pe Mihai Eminescu, iată figura tutelară. Sigur, cartea nu e numai despre asta, nu e numai Eminescu cap-coadă, e de fapt România sub diferite, din diferite unghiuri și e o bătaie lungă a lui Florin Chirculescu în această carte. Dar mă interesează ce v-a surprins, ce v-a atras atenția și începem cu domnul Coman. Da. Da. Dragi prieteni, suntem în situația de a contura, de a da primele sonde critice despre un roman absolut excepțional, năzdrăvan și atipic, un roman care va face carieră în istoria romanului rus contemporan și cred că va impune un autor de prima mână din seria celor care au curajul să mediteze la resursele romanului și să, ca specie, o să spun, și să îl regândească. Solomonarul este o carte apărută doar de două luni și au apărut până acum doar câteva superlative în presă, dar fără zăboviri analitice, fără sonde în structura romanului. Roman care este extrem de complicat și care cere nu o lectură, ci cere două, chiar trei lecturi, pentru că la urma urmei sunt aici 600 de pagini în format mare, în A5, 1000 și ceva de pagini, deci un roman care, mă rog, cere răbdare și tutun, ca să zic așa, celebra combinație.
Florin Cherculescu face parte din seria medicilor care înnobilează literatura română. În urmă cu 100 și ceva de ani, Vasile Voiculescu, cu primul volum de poezii, apoi Victor Papilian, Ion Biber, eseistul, Dan Cărțive, dramaturgul, Cede Zeletin, poet și traducător, Augustin Buzura, marele romancier, și Dan Puri, cred că ar trebui să intre în zona aceasta pentru un tip de literatură. Și acum iată un romancier care, fără să aibă studii filologice, ci doar mari lecturi, așa mi-l imaginez, are curajul, are puterea de a imagina, am spus eu, romanul ca specie. Solomonarul este o carte radicală, subtilă, curajoasă, ultima care își propune să regândească din temelii imaginea lui Eminescu ca personaj literar. Eminescu este personaj literar din 1904, de la o carte a lui Gala Galaction, când și când scriitorii români au imaginat Cezar Petrescu despre Eminescu, Călinescu o mică secvență, Ierobinescu și alții. Marin Sorescu, o poezie năzdrăbană prin 65, trebuiau să poarte un nume, era în manual până nu de mult, și restul cam atât. Iată acum o carte, o carte răvășitoare, care, mă rog, repune în discuție mitul Eminescu. Critica literară e obligată să facă acest lucru, romancierii nu. Iată un romancier care face acest pas. Romanul proaspăt apărut, noiembrie, parcă nu, cam așa știu. Așa, așa, deci două luni, pardon. A șocat, din câte văd pe Facebook primele, a șocat estetic vorbind, dar încă nu are sondele de adâncime de critică literară care să-l pătrundă. N-aș spune că până acum critica literară a fost prinsă cu creierele neascuțite. E tot timpul de acum încolo, dar e o carte atât de complicată, atât de solicită, atât de mult imaginarul critic, încât să mai avem puțină răbdare. În primul rând, se remarcă scriitura. E o scriitură aproape cinematografică. Cred că e scriitură de computer. Nu-i la mână. Dar n-are nicio importanță. Este o scriitură comportamentistă, deci behavioristă. Mai rar se pătrunde în eul adânc al personajelor, iar personajele în general, mai ales în partea a doua, par niște păpuși dirijate de un păpușar ubicu. Oricum, e un document de epocă, pentru fiecare din epoci, cartea are mărturii excelente, mărturii speciale, fără acoperire în literatura de acest tip de până acum. Nu-mi dau seama. Deci sunt atâtea, în partea a doua mai ales, sunt atâtea scenarii epice ce vizează istoria contemporană, întâmplări pe care toți le știm, le avem acolo povestite, secvențial, poveștile curg una din alta ca apa în havuz, așa, par povestiri trențuite, cum ar spune Eugen Simion, începute deci neterminate, se bifurcă una în alta, e foarte interesant ca spectacol epic. Dar partea a doua mai ales formează o istorie contemporană, o istorie a vieții noastre, cu personaje pe care sunt sub semnul unei structuri ieroglifice. Ieroglifa nu este ca în Cantemir nume de pasăre sau de animal, așa, ci este sub nume, un nume care, mă rog, nu știu ce se ascunde, doar prin unele aluzii comportamentale sau printr-o replică se sugerează
cine ar fi, să zicem, Cocârț, cine ar fi, bănuiesc că e un președinte. Am voie să bănuiesc. Măcar e președinte, sigur. E, sigur? Da, e sigur. Nu, dar vreau să fiu tricat. În sensul ăsta. Nu știm cum se va citi acest roman în timp, când memoria colectivă va înregistra altă realitate și alte generații vor trăi altfel istoria. Probabil că se va citi în el sau se va căuta în el o realitate cam cum căutau grecii realul în măruntaiele păsărilor. Noi românii avem o relație specială cu Eminescu. O relație atipică, năzdrăvană, o relație iritantă pentru unii, voluptoasă pentru alții. Eminescu este un scriitor cu mai multe fațete în receptarea noastră. Poezia sa, în primul rând, a fost calul de bătaie al hermeneuticii. Prin anii, ultimii ani comuniști, să zicem așa, poate și înainte, s-a căutat un premineșianism în pașoptici, s-au găsit extrem de mult, au multe teme emineșiene anunțate deja în poezia pașoptistă, un preluceafăr, o prescrisoare, etc., etc., o întreagă poveste. Apoi, la centenarul Eminescu din 89, s-a lansat o formulă interesantă, Eminescu de după Eminescu. Și poezia eminesciană era văzută ca forme prin care ea, substanța ei, urcă, severele ei urcă în tija altor parfumuri, de altor crini de tăria parfumurilor sale, ca să dau așa din Călinescu. Și se evoca acolo eminescianismul lui Bacovia, eminescianismul lui Blaga, eminescianismul lui Ion Barbu, evident, Bacovia, Arghezi, Blaga, Barbu, Nista Stănescu, se evoca, m-aș mai adăuga eu acum și Marin Sorescu, adică axa pe 100 de ani a poeziei noastre, îmbibată de markerii eminescieni. Citești și vezi, suntem în zona medicală, markerii au rostul lor, nu așa? Identitatea acestor semne. Apoi, mai e ceva. Omul politic multă vreme a contat aparent. Sămănătoriștii l-au adjudecat, legionarii l-au pus pe steag. E și în roman această relație, Zelea Codreanu Eminescu, așa. Comuniștii și l-au adjudecat, în felul lor, dar și l-au adjudecat. La Revoluția Anticomunistă a fost categoric evocat. Portretul lui a stat multă vreme în balconul de la geografie, în piața universității. Iar știm foarte bine că Basarabia și l-a judecă precum un spirit tutelar. Pământul tare de sub picioare atunci când ai nevoie de sprijin. Oricum, pentru basarabeni, Eminescu este mult mai mult decât credem noi că poate însemna un poet. Dar omul politic n-a contat prea mult. Omul politic, Eminescu, omul politic. N-a fost evocat sau prin felul în care își gândea atitudinele, nu mai era, să zicem, contemporan cu epoca. În unele poezii, omul politic se exprimă evident în epigonii, scrisoarea întâi, scrisoarea a treia, Junii corupți. Dar, mai ales după 89, Eminescu este văzut ca un poet de secolul al XIX-lea. Nu mai este văzut ca un poet care... Mă rog, sunt câteva istorii literare care îl categorisesc în zona aceasta. Dar în zona, ca poezie, dar în zona jurnalismului, publicisticii și în zona deciziilor omului politic, Eminescu este un amestec ciudat de cenușă și diamant. Ca în formula
unui mare film polonez. Documentele descoperite în ultima vreme în Cancelaria Imperială de la Viena îl găsesc sau îl identifică drept un dușman al Imperiului, un urmărit, și sunt documente publicate prin care există pe documentele acele, pardon, apostila Cancelariei Imperiale cu informații de la Poliția Imperială, chiar și din România, texte foarte interesant, despre Eminescu. Deci aceste date schimbă complet datele problemei și reașează pilitura de fier, să zicem așa, cu alt pol al, la alt pol al magnetului. Deci omul politic Eminescu este acum solicitat. Este de domnul doctor în acest roman, dar și în presă în general, în unele comentarii. Aici este miezul, e pariul, e surpriza, este forța. E forța romanului Solomonarul, trebuie să spunem acest lucru. Solomonarul este un roman complicat. Un roman care dă șah inteligenței cititorului, imaginației și culturii lui. E un roman atipic, paginile sunt îmbibate de povești întrețesute, am spus deja, se întretaie ca șosele într-o mare răscruce orientală. Timpul este, spațiul este cam același, european, românesc, dar și în unele țări. Timpul este parcă fragmentat, supraetajat, timpul vieții poetului, câteva elemente anti-emneștiene, timpul interbelic, mai puțin timpul comunist și de la centenar încoace, după revoluție încoace, categoric, scena epică se umple de realitate românească. Relația deci este o balansare permanentă acum, atunci, aici, acolo, încât formula clasică de roman stendalian sau balzacian, dacă vreți, este pulverizată. Și acum întrebarea pe care și Dumnezeu Eli a pus-o la început. Avem de face cu un roman istoric, cu acțiune între 1882, așa, și 2000, începutul pandemiei, 2020, 100, undeva și jumătate aproape, un roman politic, un roman parabolă a istoriei României moderne, o istorie hieroglifică, un roman cu măști, o punere pe rol a glosei neștiene, alte mărci, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă, pentru că, vorbim cu atenție romanul, remarcăm că fiecare generație are pe cortex ca păsările migratoare care știu drumul din nou, știu drumul în țările calde și înapoi, în același cuib, au pe cortex un eminescianism care se manifestă în formă politică, fără să fie nevoie de inițiere în eminescologie. Un cine roman în sensul în care și Eugen Barbu publica în 69 un roman masiv, tot de 600 pagini, un August în flăcări, și care a fost serial de televiziune. Un cine roman, un tip de roman o scriitură rapidă, scurtă, carte numai din fraze, din propoziții, enunțiative sau fraze construite prin coordonare. Roman frescă, și este, are toate datele să fie roman frescă, aș spune că nimic dominant din ele, dar din toate câte ceva. Pentru Florin Trinculescu, romanul este un gen genofag. Ideea Nicolae Manulescu, absolut corectă și bogată.
ca idee. Pentru că aici este istorie, de ficțiune, poveste contrafactuală, imaginație, jurnal, epistolar, sociologie, filozofie, politică, mass media și multă istorie totuși. Parcă vrea să ne demonstreze ideea lui Marin Preda că romanul fără istorie se sufocă, o afirmație fundamentală a lui Marin Preda, și de asemenea celebra replica lui Stendhal. Romanul este o oglindă care se plimbă pe un drum și reflectează când în altul cerului, când noroiul drumurilor. Nu-i departe nici această formulă. Romanul are deci două structuri mari. Pe de o parte, Eminescu, evident, cu câteva etape ale vieții lui, foarte bine scrise. Nu avem altele mai bine scrise în literatura română, o să spun la vreme. Pe canavaua istoriei românești. Canavaua epocii până la 1900, de după 1900 câteva, interbelică și am spus și cea contemporană. Eminescu este o putere, o forță, care, mă rog, provoacă, ordonează pilitura, magnetul care ordonează pilitura pe tabla de șac a istoriei. Dacă ar fi să acceptăm că e un roman cu măști, mă probabil pe chestia aceasta, ar trebui să existe undeva, poate mai detaliat, un cod prin care personajele să fie divulgate mai expresiv. Chimia romanului, sau în chimia romanului, se amestecă foarte subtil ceva Umberto Eco, ceva Dan Brown, destul Mircea Eliade, cel din Lații Gânci. Mircea Eliade, cel din Lații Gânci, pentru că Eminescu este văzut exact ca și mărunul profesor din novela lui Eliade, trăind în real, trăind în ireal, revenind în real, iarăși în ireal, viață, moarte, moarte, viață, are treceri, fără niciun fel de prag, șoc. Așa se întâmplă și lui Eminescu, de exemplu, când este evocat în scena din iunie 83, când este evocată moartea, trupul rămâne în vecinătatea capului lui Brâncoveanu, Sfântul Gheorghe Nou, iar el iese, vede convoiul, se plimbă, admiră, meditează, pleacă spre munți, pleacă în Germania, deci o întreagă poveste. Sufletul are viața lui, iar lutul, să zicem așa, are altă poveste. Exact ca în Mircea Eliade. Aș mai adăuga și Eminescu însuși, pentru că și aici e un cod foarte important, Sărmanul Dionis. Eminescu a scris la 22 de ani Sărmanul Dionis, o novelă extrem de complicată, mult peste ceea ce se scria în România la vremea aceea. Jurimiștii căscau și își făceau desene, nu au înțeles nimic. Moțăiau, poate, iar el a citit în septembrie 1972, povestirea aceasta venind de la Viena. Acolo, Dan Dionis are puterea să coboare în timp, până la 1400, într-un timp de aur, își căuta el epoca de aur, și apoi să urce cu iubita într-un alt spațiu paradisiac, în lună. Eminescu aici nu coboară. Domnul Chirculescu îl pune pe Eminescu să urce în timp, dar nu în lună, să urce în istorie. Ori exercițiul este același, de amprentă eminesciană, dar cu altă cu altă putere de convingere. Aș vedea în acest roman și o biruință a imaginarului, o biruință a fanteziei, a contrafactualului asupra realului.
Are ceva de romancier sud-american, domnul Tirculescu. Ceva de, când citeam romanul, mi-aduceam aminte. Vedeam reflexele Marchez, reflexele Roa Bastos, reflexele Carpentier, adică această spargere a nucii severe a realului și intrarea pe rol a unei puteri noi a scriitorului, a fanteziei, care, mă rog, ne propune o altă rasie între lucruri, între luni, și care, dacă acceptăm codul, intrăm într-o zonă a plăcerii de a citi. Dacă însă avem acea încruntare de a nu accepta fantezia și imaginația scriitorului, nu avem decât să închinem cartea. Dar plăcerea de a palpa jocul fanteziei aici este, am spus deja, un exercițiu sud-american care mie îmi place foarte mult. În roman, Eminescu este mai mult un exponent decât un individ. Are atitudine anti-austriacă și anti-germană. Romanul este extrem de actual, extrem de nu știu dacă pervers actual, dar, mă rog, bate șăi grele. Și cine știe să vadă și pe sub pagina așa, înțelege mult. E un Eminescu obsedat de politică, ceea ce puțină lume știe. E un Eminescu legat până la trăire frenetică de istoria neamului. Se mai știe ceva în acest sens. Un Eminescu total diferit decât cel pe care, în ghilimele, pentru că din text, la pagina 16, ne-a fost băgat pe gât. Aceasta sunt câteva afirmații polemice prin care autorul se distanțează de ceea ce a oferit până acum istoria despre Eminescu și ne propune să face viabilă o nouă imagine. Lângă Eminescu, virgulă, ca o umbră a lui, ca o putere a lui, este imaginea Solomonarului, după titlul. Solomonarul este un spirit omniscient, omniprezent și bănuiesc și omnipotent. Apare la răscucerea istoriei, e un spirit justițiar, aparent modest, aparent umil, doar cu o bardă la brâu, ținută la brâu, nu în mână, deci nu amenință, doar poate să spună, atenție, o set bardă. În realitate, un simbol al puterii. Este un cerșetor în aparență, dar real este o călăuză. Râde când îi se spune că este nevoiaș. Cel care îl vede, îl ia așa cum e, un zrânțeros, bărbos, un bătrân... Giorsăit. Modest îmbrăcat, probabil. Când îi se spune așa, râde, semn că nu acceptă. Hei, mă vezi tu așa, dar de fapt eu... Modelul este de Vasile Lovinescu, a făcut o demonstrație formidabilă pe tema solomonarității din cultura română. Solomonar... Primul scriitor care dezvoltă această temă este Ion Creangă, de știut. În cartea Creangă și Creangă de Aur sunt acolo înșirați solomonarii. Primul mare solomonar este bătrâna din Harapal, cea care apare la curtea craiului gârbă și zdrențăroasă, cocoșată, urâtă, nebăgată în seamă și cere fiului de crai, care e urat să plece într-o mare misiune către Verde Împărat, cere să o miluiască cu ceva. Băiatul, ceilalți frați o refuză, își rup gâtul, fiul zice, fie, hai, îi dă un bănuț și apoi baba îi spune, și special am adus un Ion Creangă, să vedeți ce text bagă baba. De unde dai milostivul lui Dumnezeu, milostivul Dumnezeu să-ți deie, zise baba. Și mulți să te înzilească, luat de creișor, că mare norocire te așteaptă.
puțin mai este și ai să ajungi împărat care n-a mai fost altul pe fața pământului, așa de iubit, de slăbit și de puternic. Acum, lua-te ferișor ca să vezi cât poate să-ți ajute milostenia, stai liniștit, uită-te drept în ochii mei și ascultă cu luarea minte ceea ce o spune. Du-te la taicătul. Și spune ce are să facă cu calul, cu proba. Deci ea este un spirit solomonar, omniscient și omnipotent. Deci la creangă apare această formulă. Și solomonarul din roman cere mereu, ca să intre în discuție cu celălalt, ca să ajute, cere un leu sau 5 lei. Când îi se dă, imediat se face lumină în preajma celui care dă și cel care nu îi dă, imediat îi se înfundă cărarea. Foarte subtil joc mitologic al autorului. Foarte subtil. Dacă ar fi să intrăm pe seria de mari solomonari, Eminescu, Mircea cel Bătrân din Scrisoarea 3 este un solomonar. De asemenea, Ioan Valahul din Foletul Novel al lui Brâncoveanu este un solomonar. Român Gruie din Vlaicu Vodă, 1902, de Alda Vila, este un solomonar. Chesarion Brebăl, Sadoveanu, din Creanga de Aur, de asemenea. Teoctis, Călugărul și Mitropolitul Moldovei, în Frasijder, de asemenea, cel care vine la Ștefan cel Mare în miez de noapte, la chilie, în chiria voievodului și în genunchi, sub lumânare, sub candelă, spune voievodul ce să facă. Ioan Valahul, în Principele lui Eugen Barbu, de asemenea. Eugen Barbu scrie un roman cu multe elemente livrești, dacă e să spunem așa, iar personajul Ion Valahul este de acest tip. Titus Popovici, în filmul Daci, compune un preot, prezintă scenariul un preot pe care îl joacă Emil Bota, de care Decebal, pe care Decebal îl consultă adesea și face ce spune preotul, marele solomonar, solomonit al Daciei. Deci tema este extrem de subtilă și titlul romanului și aparițiile așa fulgurante ale solomonarului în toate ipostazele, când și când. Din nimic apare solomonarul la o răscruce. De unde vine, unde pleacă, nu știe nimeni. E o temă extrem de subtilă pe care critica literară ar trebui să o dezghioace. În biografia lui Eminescu sunt trei elemente sau trei evenimente care îl situează în zona unui mare lider politic. În primul rând, gestul de a organiza Sărbătoarea la Pudna. În roman, cele mai frumoase pagini despre acest eveniment în datura română sunt aici. Aproape 20 de pagini excepționale despre, nu știu dacă și reale toate, dar sunt acolo câteva elemente epice ce țin de prozator, care a imaginat poate în preza timpului au apărut și nu știu eu, mă rog, principalul este că sunt 20 de pagini de o frumusețe excepțională care evocă Sărbătoarea de la Pudna, 1871. Al doilea eveniment mare pentru biografia lui Eminescu este călătoria la Cernăuți cu broșura într-un geamantan cu fund dublu, răpirea Basarabiei, cu cântat pe străzile orașului imperial de 700 române, cu luarea în evidență a lui Eminescu de către poliția locală, că de aici se trag toate, și urmărirea lui până în biroul lui Maiorescu, probabil. Și al treilea eveniment, înființarea pe 24 ianuarie 82 a Societății Carpații. O societate care urma unirea tuturor românilor într-o singură țară. Deci o ambiție extraordinară, o viziune asupra istoriei. Eminescu chiar într-un scenariu de luptă vrea să se înroleze, vrea să intre în linia întâi, adică a fi soldat de luptă pentru,
pentru România era visul lui de fier, care undeva în Mira, sintagma aceasta, visul lui de fier, unirea. În epocă, secvența este, mă rog, dur prizată de austrieci. De la Viena, un petrecar trimite telegramă: mai potoliți-l pe Eminescu ăsta, celebra formulă. În societatea Carpații se înscriu 20.000 de membri plătitori. Am descoperit, cer scuze, vă dau un detaliu, vând o mare taină, am descoperit la Brăila, la Biblioteca Județeană, un dosar extraordinar, necitit de nimeni niciodată, Societatea Carpații, filiala Brăila. N-am avut timp să mă opui, e târzie. Nu mai plecăm, da. Nu mai plecăm de aici, mergem și citim. Da, e sâmbătă, luni, de-abia eu voi avea acest dat. Deci, există și la Brăila, iată, o filială a Societății Carpații, un dosar gros, pe hârtie, scris de mână cu hârtie lila, violet, așa foarte frumos, un dosar cu o splendoare. Prăfuit undeva, găsit, conservat, este la Biblioteca Județeană, de puțină vreme oricum. Prelucrat biblioteconomic, numai bun de cercetat. Deci, peste tot în țară erau astfel de semne, 20.000 de plătitori pentru cauza națională la 1882, ei, nu-i de acolo, nu-i puțin lucru, vreau să spun. Nu? Da, cum să nu, pe tata, ziceam că aveam Facebook. Structura, mă rog, Societatea Carpații rezistă doar până în iunie 83. 28 iunie 83, când este interzisă, ori știți foarte bine că sunt zilele care au urmat după dezvelirea statuii lui Ștefan cel Mare de la Iași și atunci la acordul de sfințire societății, și aceste zile între 5 iunie și 28 iunie sunt zilele în care Eminescu a avut primele crize de nebunie și chiar zilele când a înnebunit, când a fost dus la Caritas. Iar scena este în roman memorabil, absolut, este chiar aș spune peste ceea ce scrie Călinescu în Viața lui Eminescu despre acele zile ale prăbușirii digului, ale prăbușirii omului Eminescu. Pagină excepțională. Bătălia pentru Ardeal, deci, nu e una doar din 15 august 1916 până la... E o întreagă poveste, vorba lui Cristoiu. Prezentul e o întreagă poveste, da? Sau istorie. Atunci, Petre Grădișteanu a ținut un discurs în care cere regelui să ceară imperialilor să cedeze României, Transilvania, Banatul și Bucovina pentru ca să se întregească coroana României. Un ziarist, inspirat la vremea aceea, cred eu, publică în L'Indépendant Roumain, publică discursul. Scandal la Berlin, scandal la Viena, este chemat la ordine Grădișteanu și rostește, făcându-și mea culpa, memorabila replică și a unui ministru din 89: am fost un dobitoc. E o replică citată de istorie. Bibicul din 89 nu știa el de pe Grădișteanu, dar reflexul de a spune, da, ministrul internelor. Da. Mă rog, o figură sinistră. Ne-am uitat. Fie. Ștefan cel Mare, deci pe 5 iunie, în prezența regelui Carol, se ridică la Iași statuia lui Ștefan cel Mare, este și acum în fața Palatului Culturii, atunci era altă instituție acolo. Eminescu participă, dar nu stă prea mult, ceva nu-i place, nu e cazul să detaliem, și citește seara la junimea Doina, o poezie care a avut un destin special în cultura română.
Invocarea lui Ștefan cel Mare din final a trezit aproape delir. Ștefane, Maria, tatul, Apuna, nu mai sta, lasă arhimandritul de grijă a Sfântului, clopot de stăretrabe, ziua întreabă, noaptea întreabă, doar te-a îndurat Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău, tu te nață din mormânt, să te aud din somn sunând și Moldova adunând, deci de Moldova toată de două ori sfinți cu din ajutor, la treia oară tot de joanul se pierde din votare în votare, îndrăgirea ciorurile și spânzurătorile. Mă rog, așa, ca să vă o readuc aminte. O știți și ne-am stricat cu mine. Această imagine a lui Ștefan cel Mare, spirit justițiar, a dezvoltat în cultura română un tip de naționalism, a fost acceptat în valuri întregi, a făcut valuri întregi în epoca interbelică, într-un consiliu din 1949, toamna, a fost interzisă doina în edițiile Eminescu, care urma să apară la centenar în 1950, în consiliu care a votat, era și Nicolae Ceaușescu, iar sper că mai țineți minte, pe 15 iunie 1889, în aula Academiei Române, în discursul festiv al președintelui statului, s-a auzit celebra strofă: cine au îndrăgit străinii, mâncai ar inima câinii, mâncai ar casa pustia și neamul nemericia. Mă rog, Ceaușescu a spus povestea aceasta, în scânteia din 16 iunie o găsiți, cuvântarea. Deci el a interzis-o, el a refuz-o după 49 de ani, adică exact la centenarul nașterii lui Eminescu și la centenarul morții lui Eminescu. Foarte interesant. Istoria aceasta toată e teribilă prin lecțiile pe care le oferă. Mă rog. Adevărul este că sugerează autorul, romancierul, că la 1870-80 se conturaseră structurile societății românești și că tot ceea ce urmează până în prezent sunt structuri repetitive. Se pune pe rol glosa. Alte măști, aceeași piesă. Și se reia în forme varii, cu nuanțe, evident, cu alte generații, aceeași structură. Este o idee excelentă, pentru că la vremea aceea se puseseră, deci, barbaria orientală, cum o numea Vito Maiorescu, era înlăturată, cultura germană sau cultura română depășise faza imitațiilor. Lucian Blagna, Antologia Culturii, face o teorie întreagă despre imitații prin cultura franceză și urma acum cultura germană, care urma să ne dezvolte, să ne trezească energiile creatoare. Aceste elemente sunt repetitive până în zilele, până azi, să zicem așa. Junimea este societatea care a conceptualizat, a coagulat aceste lucruri prin Maiorescu, ideolog și constructor Eminescu. Eminescu e cel care construiește Junimea. Și astfel se intră într-un mecanism pe care Florin Chirculescu îl evocă cu o subtilitate secretă, nedivulgată, adică nu formulează niciodată în roman, sau n-am găsit eu în roman formularea, dar dă de înțeles că structura este repetitivă, glosa în fond. Eminescu este nervum rerum al spațiului românesc. El apare în istorie ca un duc al istoriei la români. E un produs al imaginarului colectiv care are nevoie de imaginea lui când neamul este amenințat cu identitatea. El devine aproape un principiu. El își joacă un rol care este parcă impus. Într-o Românie, cer scuze, cu o latinitate rău situată, ruptă de matricea latinității, la granița imperiilor moarte sau agonice, și privind cu atenție fiecare dintre noi într-un moment de reflexivitate, înțelegem că din 870 la Eminescu încoace până acum suntem în vârtejul imperiilor moarte sau agonice. Hrăpărețe, câștigăm, pierdem, dar asta nu este ecuația.
Iar acest lucru autorul îl evocă excelent. Încă din primele pagini ale romanului se tranșează polemica Eminescu-Macedonski, alepul de Macedonii, cu ura lui Macedonski pentru Eminescu. E bine să știm istoria acestui sentiment, că nu este de colo. Să spunem că în 1880 Eminescu scrie în timpul un blestem pentru cei care l-au trădat pe Tudor. Unul din cei care l-au trădat pe Tudor și l-au sacrificat a fost Dimitrie Macedonski, bunicul. Iar nepotul nu poate să ierte și când Eminescu are criză de nebunie, în literatorul scrie celebra epigramă, un inspetins poet, se duse acum pe cel mai jalnic drum, l-aș plânge dacă în balamuc destinul lui n-ar fi mai bun. O epigramă nenorocită, care l-a eliminat o vreme pe Macedonski din ierarhiile poeziei moderne. Tudor Vianu l-a recuperat prin anii 20-30, iar omul Macedonski a arătat o fire, mă rog, mai specială, să zicem așa. Romanul evocă un Eminescu și văzut de contemporani. Pentru că masca lui Eminescu este ea însăși într-o permanentă metamorfoză. Acum el este văzut ca un incorrect politic. Este văzut ca un ins care, mă rog, naționalist, un ins care aparține secolului XIX prin gândirea lui față de istoria națională. Niște personaje îl și categorisesc. Citez așa din serie, un ratat, un scribălău de lumea a treia, un ugandez al poeziei, formule formidabile, un supraevaluat, versificator de duzină, un nenorocit de antisemit, un Vadim Tudor, un trecut de defect. Adică, rezumând, e ceea ce spunea un scriitor, că Eminescu este scheletul nostru din dulap. Așa fiind situația, Eminescu astăzi și sunt și pe două istorii literare care îl prind așa, nu mai spune mare lucru, dar istoria acestei decizii, cer scuze că vă pun la încercare răbdarea, trebuie spusă. Prin 1975, eu vorbesc și pentru dânsul. Mulțumesc foarte mult. E cu adresă. 75, ziarele românești, doar România Literară publica așa câte un text despre Eminescu la 15 ianuarie. În rest, nu era niciun fel de eveniment. Și a început, după ce a devenit președinte Ceaușescu, a început pe 7 ianuarie și pe 26 ianuarie o avalanșă teribilă de texte politice de un delir al puterii pe care, sau care lua forme grobiene aproape, ale stilisticii. Nu telegramele, texte politice la vremea aceea. În replică, cultura română a răspuns prin gonflarea lui Eminescu. Și între cei doi, 7 ianuarie cu 3 pagini în scânteie despre ea și 26 ianuarie toată scânteia despre el, a apărut, dacă ați uitat, treaba voastră, vă trimit la colecție. Pe 15 ianuarie, din ce în ce mai mult, a apărut Eminescu. Toată presa și scânteia dădea lui Eminescu o pagină în 88, ce nu e chiar de acolo. Deci, este la urma urmei cea mai subtilă formă de rezistență prin cultură. Nu așa, câte o poantă, câte un banc într-un roman, câte o aluzie într-o nuvelă, câte o poveste. Poate cea mai bună este celebra formula lui Joe Boxa. Pe pagina întâi era
ia un discurs la Congresul Științei și Tehnicii și pe pagina a treia, la trapezul lui, era s-a suit stropa în copac. Poate așa ar fi, de la acest nivel era câte o replică, câte un roman, știm noi acele romane pe care le căutam pentru câte o chichiță din asta. Dar marea rezistență prin cultură, după opinia mea, este această formă de gonflare a lui Ionescu până la insuportabil. În 89 a căzut discursul politic și a căzut și Ionescu. De aceea, dilema în 97-98, parcă, poate să dea un număr de Ionescu aproape de istorie, un număr aproape întunecat. Ei, aceste lucruri le știe foarte bine doctorul Chirculescu și în ultima parte a romanului, pariază pe această destructurare a lui Ionescu. Pentru că în lumea românească de astăzi, sugerează romancierul, se întâmplă ca în finalul scrisorii întâi. Profesorul îi zic apocalipse. Nu este apocalipse, este apocatastază. Încetinirea ritmurilor, oboseala sistemelor. Depasarea spre roșu, spun oamenii de știință. Adică o încetinire, o slăbire, o oboseală a sistemelor care duc la celebra imagine se azvârnă în spaț. Rebel. Mulțumesc. Așterii. Așa se întâmplă acum în lumea românească și autorul, romancierul, știe foarte bine acest lucru. Axa romanului este, după opinia mea, pe zona Ionescu, Servarea de la Pudna, pagina memorabilă de antologie, Moartea lui Ionescu, pagina de antologie, și Iunie 83, Înnebunirea, de asemenea, pagina de antologie. N-avem ceva mai bun în românește, nici mărturiile celor care au trăit, Zlabici, soția și alți câțiva prieteni din preajma momentului Ionescu la Înnebunire, nu sunt pe măsura paginilor doctorului Chirculescu. Am spus deja despre Moartea lui Ionescu, care este văzută ca în La Țigănci, cu un Ionescu care urcă. Epoca contemporană este văzută parcă într-un spirit caragialesc. Ionescu este prezent și el, dar lumea românească este puțin caragializată. Lacomă, vicleană, dornică de putere, o lume atât în spatele ușor închise, cât și în stradă, se evocă ca într-o nevroză, aș spune, nevroza puterii. Ceva asemănător mai avem doar în Racul lui Vasiuc, felul în care scrie, sau poate și Pumnul și Palma în unele secvențe de Dumitru Popescu Dumnezeu. Sunt văzute luptele de stradă, grevele, înfruntările politice care sunt de o duritate, de o cruzime, de o violență a limbajului și aici autorul lasă garda jos și lasă limbajul străzii să urce în text. Da. Avem, așa, după Iacob Negruții, niște copii după natură. Tare mult aș vrea și o să încerc să-l trag de limbă vreodată. Cine știe, de mai avea noroc să fiu în pragul domniei sale. Cine-i Doru, cine-i Slav, cine-i Bismut, Pârșu? Bănuiesc cine-i Pârșu, dar cine-i Max, Anca, Eica, Garfield, Cocârț Băligărescu? Ce nume! E formidabil! Luiz, Alioșa, pare a fi Năstase. Da, ele. Alioșa. Da. Rușinaru, Banca Națională, Gaftoi, Popper,
cașalotul, așa, Școlici, Radu, Macu, Vlad, Canta, Iaia, toți sunt grupați în structurile Calea Dreaptă, Zeloții, Sutanele Negre, Crucile Întrețesute, Cămășile Brune, Sovietele, o întreagă faună politică, ce-și zice Floră, de o violență extraordinară, de o lăcomie teribilă, pe un fond de evocare a Bucureștiului. Bucureștiul este o capitală evocată în fel de fel de feluri, de la Caragiale și Filimon încoace, Matei Caragiale, Călinescu în Enigma, Otilie și Betul Ioanide, Eugen Barbu, Principere, un București fanariot, și Doina Ruști are un astfel de secvență, Petru Popescu, Prins, Cronica de Familie are iarăși pagini despre București excepționale, Sada Mântuleasa și La Țigănși de Mircea Eliade, Solenoidului Cărtărescu de asemenea, dar nicăieri nu găsim un București atât de nevrotic ca în paginile acestui roman. O nouă imagine a lumii românești. După Gorila lui Rebrar din 38, după Cronica de Familie, după Ianus, romanul necitit și neînțeles al lui Eugen Barbu, după Betul Ioanide, aceasta este o nouă imagine a lumii Bucureștiului. Un mic turn Babel, cu o vraiște împilitură după ce magnetul s-a îndepărtat. Emin, vreau să spun. Un roman excepțional, un roman care m-a pus pe gânduri, să zicem așa, un roman care m-a chemat la relectură, un roman care mi-a subțiat puțin nopțile, dar care mi-a adus delicii extraordinare ca lector de romane. Autorul primește din partea mea felicitări. Sunt bucuros că am putut să spun două vorbe despre roman. Ce am spus eu, am smântrânit, dacă îmi dați voie. Așa, gospodărește. Da. De pătruns la adâncime. E de pătruns. Multe teme am ocolit. Tema scrisorilor, tema mesajului meșian ascuns. Multe, multe. Dar Eminescu, de după Eminescu, Eminescu are într-o poezie 80 de ani îmi pare în lume că am trăit. Și Eminescu ca personaj este pe 80 de ani, 73-75 de ani. După aceea apare duhul lui Eminescu. Iar Eminescu de după moarte este iarăși evocat într-un joc politic ușor aproape aiuritor, dar plăcut, frumos, categoric. Un mare roman care va avea istorie, va face istorie în romanul românesc, un roman care cere un alt roman. Felicitările mele, cu mare drag, vă mulțumesc foarte mult! Puțin neclar ce am mai putea să mai adăugăm noi. Domnul profesor spune că ați mântânit, dar mie mi se pare că a fost un discurs complex, cum este și romanul. Acasă am învățat două structuri din astea. Astea nu le spun, Și dacă sunt 60 de pagini aici, sau 50, vreo 80 și... A fost un adevărat studiu, se vede formația, istorie literară, critică literară, cred că cea mai complexă, apropo de faptul că spuneați de cronici că încă nu au apărut, pentru că nu e așa, e un roman dens din toate punctele de vedere, a fost, așteptăm să o vedem și text, pentru că de acum bine după vreme. 60 de pagini da, bine zic vreme. Că se poate. Nu știu, vă descurcați. Florin Chirculescu a căzut pe gânduri, l-am văzut de multe ori gândindu-se la diferite lucruri și îmi dau seama cam la ce vibrează. Autorii sunt întotdeauna surprinși când află ce au vrut să spun. Da. Așadar, nu mai știu de la ce întrebare porniserăm. Vă mărturisesc că... Mândra. Vreau să aud... De la un filolog către alt filolog. Te rog, Cristina. Da, în primul rând, vă mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc, domnului profesor. Vă rog că să iau pentru invitație.
acum sunt încă copleșită de discursul domnului profesor Mortu și am rămas acolo în sfera discursului. Da, mă bucur că ne aflăm astăzi aici pentru a potența valoarea cuvântului expus într-un mod absolut ingenios în acest volum, Solomonarul, de Florin Chirculescu. Mă bucur și sunt onorată să mă aflu în prezența scriitorului și a oamenilor dragi de aici, interesați de cultură și de formarea atât personală cât și profesională, dacă pot spune așa. Mi-am notat și eu câteva idei, doar câteva detalii față de ceea ce am simțit parcurgând textul. Chiar pot spune că am fost fascinată și am pătruns așa în incursiunea textului și m-am lăsat copleșită de diegeză, dacă pot să spun așa. Acum voi menționa și eu câteva aspecte. M-a impresionat în primul rând motoul. Sunt moartea distrugătoare de lumi, extras din textul religios hindus Bhagavad Gita, și anticipează problematicile dure, de altfel, expuse în roman, ce desemnează anumiți factori nocivi, colectivi și interconectați, ce, impregnându-se în timp, se dispersează în societate, afectând seninătatea unui spirit unit, susținerea morală, în numele unor principii comune și implicit potențarea și recunoașterea adevăratelor valori, repere, ce au de altfel rolul inconfundabil de a expune mulțimii un orizont vast, fiind în concordanță cu nevoile și idealurile favorabile dezvoltării, atât individuale cât și unanime. Astfel ni se prezintă dualitatea reprezentării morții. În primul rând, e ca o urmare a revoluțiilor, surprinse cu acribia și atenția deosebită a autorului față de tensiunea atât fizică, ce accentuează și permite o reprezentare vizuală, mentală, a dramelor instaurate în spectrul social, de exemplu asasinarea lui Bismuth, cât și cea afectivă, ce validează capacitatea impresionantă a scriitorului, aceea de a coaliza diversele reacții umane într-un stil cinematografic, aș putea spune, contextualizate în diegeza unor momente marcante pentru istoria românilor, ce impune involuntar un impact veridic, o incursiune în sfera textuală, reușind prin ingenuozitate să traverseze o convenție ermetică, tocmai prin insistența unui crez pentru libertate, din toate punctele de vedere, căruia te predai metaforic vorbind, te raliezi în momentul apropierii sufletești și de altfel extrem de raționale, cum e reprezentat și volumul, pot spune. Pe de altă parte, legat de motă, o altă ipostază mai personală a morții e cea asumată, debutând cu Eu sunt, prin individualizarea și metamorfozarea sa într-o entitate copleșitoare, ce inițiază și anticipează drama și problematica dominantă centrală a discursului narativ. În special, frica de moarte și nu doar moartea fizică, asta e evident, comprimarea spaimelor personale într-un singur cuvânt, poate fi o formă succintă de gestionare a marilor întrebări și nesiguranțe umane, atemporale, pot spune, dar ipostaziate concret în secolul XIX, precum nedreptățile sociale, politice, stăruința recuperării unor teritorii natale de altfel și implicit imposibilitatea în acel moment, de exemplu de aici și opresarea vocii lui Eminescu pentru a reduce tensiunile dintre Regatul României și Imperiul Austro-Ungar. Deci, pe scurt, tragismul condiției umane. Tocmai pesimismul eminescian, propriu omului de geniu nativ, după cum îl definea și Titu Maiorescu, inițiatorul curentului Junimea, marcat de o conștientizare superioară a lipsurilor societății, poate fi considerat unul metafizic, transcendental perceperii comune a colegilor săi, acesta resimțind sentimentul morții spirituale într-un mod copleșitor. Potențarea acestei viziuni, specifice naturii sale de altfel, a fost generată și de influența lui Schopenhauer, ce s-a pliat impecabil pe structura sufletească a poetului. Tocmai de asta m-am bucurat să simt apropierea autentică de spiritul cărții, ce-l pot asocia unui spirit eminescian, profund îndurerat, căci geniul survine esteticului, în forma sa pură, reprezentând proeminența unei sensibilități, dincolo de normalul sau ceea ce e considerat normal în societate. Am selectat și câteva personaje ce mi-au atras cu adevărat atenția în acest volum, personaje cu adevărat interesate pe tot parcursul cărții de acest Emin,
personaje precum Max, descris ca un grăsan spun și cu capul mare, un afacerist de altfel obsedat de min, președintele băncii, ambasador UNESCO și plăcut al Elenei Ceaușescu. Asta mi se pare de altfel fascinant, că e descris cumva ca un om de rând, da? Un om ce are ocupații uzuale, aș putea spune, dar care are o obsesie, are un crez și persistă într-o credință și într-o dorință de a descoperi cât mai multe legat de un om pe care îl prezintă nu doar din punct de vedere artistic, nu doar având în vedere contribuția lui culturală, cât și contribuția sa în politică, în societate. După cum a zis și domnul profesor Mortu, este descris preponderent Emin în acest volum din punct de vedere politic și asta mi se pare fascinant. Această comparație între și antagonist, dacă aș putea să zic, între sensibilitatea poetului și de altfel spiritul justițiar și implicarea totală în politică, ce demască și un spirit rațional, dacă aș putea spune așa. Bun. În continuare, acest Max este de altfel marcat de multe păcate, dacă aș putea să zic așa. Luiz, un alt personaj important și principial, dacă pot să zic așa, în acest volum, este împinsă de colegi să scrie un articol despre acesta, fiind în vizorul colegilor. Așa. S-au descoperit anumite, ca să dau așa niște spoilere, dacă pot să zic, anumite detalii legate de acest Max. Falimentase întreprinderi, speculase ilegal la bursa pe care o înființase, alții spuneau că din cauza lui n-avem școli și spitale și cumva asta demască și cât de ușor poți fi pătat în societate, ca să zic așa, cât de ușor se pot specula anumite informații, cât de ușor le este unora să-și afirme părerile într-un mod destul de agresiv, de violent, ceea ce s-a ceea ce s-a proiectat și spre Emin, spre Eminescu, pentru că există o anumită tensiune și un anumit spirit conflictual, atât între oamenii politici, cât și între diverse personalități, ca să zic așa, în societate, și cumva e surprinsă foarte, foarte amplu toată această tensiune. În continuare, legat de Luiz, interesul acesteia pentru Max și implicit pentru Emin persistă pe parcursul volumului, aceasta întâlnindu-se și cu bătrânul Teocanta pentru a vorbi despre interesul lui față de Emin. Află că Max a fost influențat în acest sens de bunicul său, Genu, care, deși nu-l place pe Emin, citez, îl vedea ca pe o victimă a contextului social istoric, fiind un om de altfel foarte sensibil, ceea ce putem spune că este un adevăr unanim. Citez, pe Emin nu-l interesa nici politica, nici administrația. Voia să priceapă pe ce lume este. Ceea ce reflectă de altfel dorința sa de cunoaștere, da? Și pot spune că pentru omul de geniu, pentru că asta era, scopul și finalitatea superioară a existenței este de altfel cunoașterea, ceea ce se confirmă în acest volum. Reîntorcându-mă la personajul Liz, care este în prim plan, e o jurnalistă ce visase în tinerețe, citez, la abolirea motivată a sexului și a națiunilor, e un profesionist, căutat și solicitat de toți, folosită cumva de colegi, ușor manipulată, dar nu se lasă acaparată de vocile celor din jur. Anumiți colegi marcați de misoginismul ce domina într-o anumită măsură vremea, dar care n-aveau cum să nu-i recunoască meritele pe toate planurile. De altfel, îl avem și pe Peter, un fel de geniu care se află în anturajul lui Emin, un alt personaj important care se află în relație directă cu Emin și în dialog cu acesta, Popovici, căruia Emin îi povestește un vis. Și aici e un aspect foarte important, pentru că se tot repetă aceste vise. E un vis simbolic, repetitiv, în care se întâlnește cu o descendentă de-a sa, cu Luiz, în acest vis. Acestui fapt se realiază și alte vise, pe care inclusiv jurnalista le are, anumite semne mistice, ce confirmă accentul romanului de science fiction. Și asta e foarte interesant, această comparație și această coagulare a diverselor referințe ce definesc de altfel romanul.
aceste vise fac legătura cu personajul Solomonarul, personajul simbolic și cu adevărat pregnant în acest volum, un aparent cerșetor, dacă pot să zic așa, cel tot urmărește pe Nin pe parcursul operei și nu numai pe acesta, sunt mai multe personaje în a cărui viața apare, el pot să spun că devine un alter ego al poetului, ancorat în versiunea sa spirituală, cumva e versiunea sa mai înaltă, superioară, foarte intuitivă și cu un simț afectiv dezvoltat. Acesta are valențe duble, atât de protector al poetului, având în vedere diversele contexte sociale dure pe care acesta le traversează și are nevoie de un ghid, are nevoie de o lumină care să-i arate realitatea, da? Să-i descifreze adevărul printre atâtea mii de adevăruri subiective, care sunt de multe ori greu de perceput. Dacă e invers? Într-adevăr, m-am gândit, asta am spus și pe de altă parte, mai am o versiune, da. Îl subminează. M-am gândit și la posibilitatea asta. Îl subminează în mod abia sesizabil, acesta depinzând cumva de acea sursă protectivă, ce se întoarce cumva împotriva sa. De asta m-am gândit, cumva depinde de modul în care poetul sau omul Lenin gestionează această relație cu o forță suspectă cumva, greu de perceput, aș putea spune incognoscibilă, dar care îl tot urmărește și probabil că îl și obsedează pe parcursul operei. În continuare am selectat și câteva citate din acest volum. Permiteți-mi să citesc o metaforă ce se bazează pe această ciclicitate a timpului și o dedublare, veți vedea imediat. O confesiune a lui Emin. Sunt mura tânăr. Când să fi fost atât de departe? Numai că atunci își zărește chipul reflectat în geam și își dă seama că a încărunțit. Că s-a îngrășat nepermis de mult și că totul îl plictisește. Nu mai uimește nimic. Are explicații pentru orice. Unde-s mirările din tinerețe? De ce nu mai tresare gândindu-se la Rodrigo Triana, primul marinar care a văzut America, de pe caravela lui Columb? De ce nu mai construiește nimeni ceva fascinant? Ai doma celui din tâi dirijabil zărit peste codrul Voronei pe când se ducea la Elena. Mi se pare un citat semnificativ cumva legat de această reflexie asupra trecerii irreversibile a timpului pe care omul de geniu o resimte într-un mod mult mai pregnant, tocmai prin specificul său, ce intensifică fiecare stare, fiecare percepție și cumva îl domină și sentimentul de dor. Un sentiment profund și totodată cel de nostalgie. Aș putea spune că sentimentele astea sunt cumva specifice acestui tipar melancolic ce putem spune că îl definește pe marele poet, lucru regăsit și în operele lui și în poeziile sale. Am menționat, cum spunea și domnul Mortu, nu a fost de ajuns de apreciat de colegii săi, de personalități politice și nu numai. Și am selectat câteva citate ce demonstrează poate și invidia, poate și conflictul interior al diverselor personalități ce se simțeau amenințate în mod evident și și-ar fi dorit ca omul Eminescu să rămână strict la statutul de scriitor și să nu se implice în politică pentru a nu le afecta cumva înțelegerile, dacă pot să zic așa. Cum era văzut? Emin e o piatră de moară legată de picioarele noastre. Sau Emin e un poet mare, da, n-are măsură. Doar că pentru el poezia și gazetăria sunt tot una. Poetul să rămână poet. Se confirmă astfel ceea ce am spus, cel puțin așa văd eu. Asta e perspectiva mea. Alte două momente ce m-au impresionat deosebit de mult. Sunt, acum iar voi livra niște spoilere, să zic așa, Emin care ia parte la propria înmormântare. Mi s-a părut absolut fascinantă ideea și totodată această dedublare care s-a creat, chiar această ingeniozitate autorială de a supune personajul acestei dedublări, marcate atât de asistarea la propria moarte, reprezentată minuțios, fascinant, o coagulare a tragicului și autoironiei lui Emin,
și persistența pe mai departe a interesului general față de acesta, al colectivității, împărțite în două sfere. Cei ce-l credeau mort și cei care știau că el de fapt trăiește. O să menționez și citatul, pentru că mi s-a părut foarte, foarte interesantă și descrierea acelui moment și modul în care scriitorul a perceput, în care Emin a perceput toată desfășurarea ceremoniei, să zic așa. V-am zis, cu un miz comic combinat cu o oarecare dramă, pentru că mi se pare că în aceste momente, cum să zic, metaforic, aflându-se în acel moment, și-a dat seama de cum îl percepeau oamenii, cu adevărat, de adevărata față a celor ce erau prezenți în acel moment. Citez. Sunt viu, dar iată-mă mort. Și lumea o să țină minte că a murit nebun. Îi trece însă, merge la pas după convoi, se plictisește, dar ar fi lipsit de bun simț să nu participe la ceremonie până în ultima clipă. Ajuns la belul, vede îngropat pe amărâtul ce-i ține locul. Ar fuma, dar nu se face. Bulgării de pământ bubuie pe sicriu. Emin tresare, de parcă l-ar izbi în piept. Să-mi fie țărâna ușoară. Da, chiar mi s-a părut impresionant. În continuare, un alt moment, o confesiune și o adresare directă a scriitorului față de divinitate. Mi s-a părut fascinantă această asumare, această conștientizare a etapelor parcurse până în prezent și o asumare specifică omului de geniu, destul de dur cu sine, ce cumva reactivează anumite etape importante pe care le-a parcurs și relația sa cu anumiți oameni dragi. Sau pierderea relațiilor, mai bine zis, pentru că este o remușcare și o părere de rău. O confesiune marcantă a poetului, poziționat într-un moment de introspecție, de disecție interioară, dacă pot să zic așa, asumat într-un moment specific, caracteristic lui Emin, ce înalță atât o rugă, pentru prima oară reprezentată astfel în volum, o chemare a divinității manifestată prin scris, scrisul devenind de altfel un liant invincibil, unicul element statornic în existența sa, reevaluarea tragică a parcursului voluminos pe plan profesional, dar care i-a desființat din rădăcini orice legătură profundă umană. Citez, le-am pierdut pe Elena, pe fiica mea, pe nepoată mea și remușcarea față de imposibilitatea de a-și ajuta unicul prieten, Iuliu, pusă pe seama ambiției sale nemăsurate, după cum își asumă într-un mod absolut dur, aș spune, și foarte, foarte sincer cu sinele, demască, după cum am zis, o știință de sine și o umanitate rară în raport cu lumea, înțelegând de altfel sensul vertical al legăturilor umane pe care cumva consideră că le-a pierdut. Cumva câștigând ceva, a pierdut altceva, așa simt eu lucrurile. Pe de altă parte, imediat, este expusă și această căință a scriitorului, asociată poate unui ritual liturgic, ce conferă irevocabil o notă profund afectivă romanului, ușor filozofică, aș spune, și am uitat să menționez asta la început, dincolo de un roman istoric, mi s-a părut și un roman cu oarecare tentă filozofică, meditativă, ce, pe de o parte, problematizează durerea unanimă, specifică prototipului uman, poziționat în incertitudinea ceea ce va urma și totodată în dominantul sentiment de regret legat de ce nu a putut împlini în relația cu ceilalți, dar mai ales, și asta e important, e profilat în imaginea omului de geniu, autentic, ce resimte intensificat emoțiile umane, precum durere, căință, spaimă și în final ruga disperată, pentru că așa am simțit-o și voi cita acel fragment, ruga față de o forță supremă ce îl ghidează constant și în care vrea cu ardoare să se încreadă. Și el are nevoie de această confirmare, asta mi s-a părut emoționant, are nevoie de o confirmare a prezenței divine, întărită de adresarea directă, Doamne, ți-o jur, azi vreau să cred în tine, vreau să existi, nu-și cer să mă ierți.
Doar dă-mi voie să mă las în mâna ta. Da, e fascinant cum această doză de sensibilitate, de știință din calitatea scriitorului, s-a coagulat cumva cu un spirit realist și modul în care au fost surprinși acești oameni, da, aceste entități politice, sociale și așa mai departe, orientate spre centru, orientate spre Emin, personajul principal, da, prototipul omului de geniu, care se vede ancorat într-o societate profană, dacă pot să zic așa, și e supus unei relaționări cu diverse tipare umane, cărora le face față în felul său propriu, dar știe că luptă pentru un scop, pentru libertatea spiritului. Eu așa am simțit-o. Și încă o dată vă invit să citiți cartea. E fabuloasă și mă simt onorată să mă aflu aici. Mulțumesc! Mi-am permis să arunc un ochi pe exemplarul tău. Știu că, practic, ți-am încălcat puțin intimitatea pentru că sunt notate și lucruri. Cam așa arată și cred că cam așa au arătat dacă ar fi să le punem cap la cap și variantele tale, variante peste variante, cu sublinieri de genul acesta pe cuvinte și așa mai departe, dar poate vă povestește despre scrisul pe computer sau nu, cum spunea domnul profesor mai devreme, după aceea Florin, dau cuvântul lui Doru Căstăian, cum ziceam, te descurci, ce, cum, în context. Da, eu am să fiu foarte scurt, să spun asta din start, mă gândesc să trebuie să fiu așteptare în direcția asta. Atât aș vrea să spun că, în primul rând, mulțumesc, Cristina, a fost super fain și eu am fost impresionat de felul în care arată exemplarul tău. Nu știu dacă am citit vreodată ceva așa. Sper să ajung la un moment dat la nivelul ăsta de pasiune. Eu vreau să spun doar două lucruri. Recunosc că am venit oarecare emoție aici, pentru că nu am mai participat vreodată la o lansare de carte din postura de vorbitor la Braille. Am participat din postura de spectator, dar nu de vorbitor, și e prima dată când sunt în librăria Humanitas Brăila, celelalte s-au desfășurat alături la Teatru Maria Filoti. Și sigur că m-am întrebat ca orice om cum o fi la Brăila când se lansează cărți. Vreau să vă spun că mi-am imaginat multe lucruri, dar nu mi-am imaginat atâta pasiune, rigoare și profunzime cât am văzut azi. Cu siguranță oamenii de aici iau în serios cărțile, scriitorii, literatura, și dincolo de lucrurile absolut fabuloase și interesante pe care ni le-a spus, eu am remarcat și am simțit tot timpul căldura și patosul din spatele cuvintelor. Și mă bucur tare mult că e așa, pentru că Solomonar e o carte pasională și pasionantă și Florin Chirculescu e un om pasional care reușește să transfere cumva scânteia și focul ăsta în rândurile pe care le scrie și merită cititori de felul ăsta. Al doilea lucru care mă bucură foarte mult e faptul că îl discutăm pe Eminescu. Azi discutăm despre Eminescu, deși figura poetului e sigur prinsă într-o rețea ficțională despre care s-a vorbit deja aici. E o carte într-adevăr complexă, complicată. Mărturisesc cu toată dragostea pentru ea, nu știu dacă aș citit-o de 3 ori. Poate de 2 ori, da, dar de 3 nu știu, aștept următorul roman al lui Florin. Dar pentru că antevorbitorii v-au speriat un pic spunându-vă cât e de lungă, de complicată, de grea și așa mai departe, eu vă spun că o să o citiți probabil pe nărăsuflat. E o carte care merge, firele alea narrative chiar vin unul dintre altul, se ajută, se potențează și nu cred că trebuie să aveți vreo anxietate legată. Mă bucur că acum va trebui să vorbesc un pic mai mult. Da. Următorul e Florin. Mă bucur, spuneam că îl discutăm pe Eminescu.
Înainte cu o zi, nu? O zi. Înainte cu o zi de explozia festivistă care probabil urmează peste tot în România, locuri și momente care, sigur, au și părți bune, sunt oameni remarcabili întotdeauna prinși în evenimentele astea, dar dincolo de lucrurile bune care se întâmplă de obicei de 15 ianuarie, există și foarte mult festivism gol. Și există și spiritul ăsta al bifării despre care vorbea Florin Chirculescu ieri la Galați. Să facem lucrul ăsta ca să bifăm și anul acesta Ziua Poetului, Ziua Culturii Naționale și așa mai departe. Cred că despre Romana aș putea să spun un singur lucru care n-a fost menționat, pentru că în rest s-au spus foarte mult. Și anume că are un profund spirit polemic. Eminescu nu e doar tămâiat aici, nu e doar un personaj cu care autorul se joacă pe diferite planuri și axe temporale și narrative, ci este inclusiv un Eminescu scris la nervi pe alocuri, se simte asta. Scris cu patos omului care chiar și-a petrecut ceva timp din viață ca să-l cunoască și să-l înțeleagă și să ne livreze nouă azi un Eminescu care să retrezească în noi ceva pasiune. Pentru că, sigur, înțeleg, n-am cum să nu înțeleg importanța pentru memoria culturală a comemorărilor, statuilor, mausoleelor și așa mai departe, dar cred că memoria culturală vie aia din interiorul nostru e ceea ce ține până la urmă autorii și cultura din care ei vin. De asemenea, și ultimul lucru pe care îl spun, mă bucur foarte mult că înainte să construim cartierul Cantemir, să construim drumul expres Galați-Brăila și așa mai departe, reușim să construim, iată, o punte culturală din ce în ce mai solidă între Galați și Brăila. Și sper ca această punte să devină cetul cu cetul un întreg areal. Eu mulțumesc și... Mulțumim și noi. Mai ales că... Trebuie să spun că care a pus la cale și care ne-a strâns aici astăzi este Doru Căstăian. În decembrie îmi spunea că ar vrea să facem niște întâlniri și să vorbim despre acest Eminescu altfel. Așa că îți mulțumim cu atât mai mult. Mulțumesc și eu. Eu vin din orașul care are cea mai veche statuia lui Eminescu, cunoscută în forma clasică. Și în același timp o statuie devenită celebră în presa națională, pentru că poate știți, de vreo 20 de ori a fost furată mâna muzei, da? Care e atașată statuii, astfel încât la un moment dat sculptorul Gălățean, care se ocupa de lucrul ăsta, este o poveste mai puțin cunoscută, dar în spiritul solomonarului, așa, a turnat vreo 20 de mâini la matriță și le ținea în portbagaj ca să nu mai existe probleme. Să știți că s-a încercat în multe feluri să se descopere hoții, din ce știu eu nu s-a reușit, adică inclusiv cu camere video și așa mai departe nu s-a reușit. Îmi pare rău că s-a pierdut tradiția asta, era frumoasă, ne scotea și pe noi din anonima, dar cine știe, poate dăm un impuls. Trebuia să vizităm statuia înainte să plecăm din Galați, să vedem cum stăm cu mâna. Ultima oră când am verificat era acum. Excelent, se fac ture. Dacă nu fie Eminescu însuși cel care joacă și face. Nu știu dacă aveați planuri pentru astăzi, așa în general, o să-i dau cuvântul și lui Florin. Nu știu, sincer să fiu, după câte lucruri s-au spus astăzi. Știu că atunci când te-ai trezit de dimineață nu ți-ai imaginat. Cumva, cred că un comentariu la toate lucrurile acestea, eu știu că tu ai multe de spus, de obicei doar încep și după aceea de acolo... cale. Sincer, liber. Sunt inhibați. N-am ce să spun. În primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți aici. Mie nu prea îmi place să captez bunăvoința nimănui. Din contră. Cu toate astea sunt obligat să o fac astăzi, atât pentru Galați cât și pentru Brăila. Pentru că sunteți mult mai mult decât am
văzut în țară, în orașe care, cum se face la televizor, se dă așa de-n degete, culturale mai aparte, da? Deci sunteți mai mulți și discutați altfel. Nu știu cărei fapt se datorează acest lucru, chiar habar n-am. Spuneam că sunt inhibat. Dom'le, am vrut să scriu o carte. Asta a fost intenția mea. Am găsit un subiect, mi s-a părut un subiect interesant, mi s-a părut subiectul Eminescu politicianul, Eminescu cu gânduri politice. E o pâine bună de mâncat. Eminescu, care este dat în gât la cancelarie la Viena, iată un subiect. Ce gândea românul în perioada lui Eminescu, când Eminescu era viu, și ce gândește acum, cam tot pe acolo suntem. Tot despre corupție se discută, tot despre, dom'le, dar cine suntem noi raportat la Europa? Ziceam și atunci, zicem și acum, da? În 1883 sau 84, nici nu știu când, a mai apărut și Scrisoarea pierdută. Care tot așa la un moment dat, în care tot așa la un moment dat se discută, domne, se uită Europa la noi, domne. Deci noi din 1883-84 până în 2023, când 22, când a apărut acest text, noi încă ne urmărim, avem niște motive pe care le tot repetăm, mentalul românesc și le tot repetăm. Eu am fost și surprins că cineva nu s-a ocupat de această problemă, adică 1880 2000 și de ce au rămas la fel? Și doi, cum să ratezi subiectul poetului național care avea și activități clandestine într-un fel? Adică n-am putut să înțeleg de ce niciun scriitor până acum nu s-a aplecat asupra, să speculeze asupra acestei situații. Bun, deci am zis că am vrut să scriu o carte plecând de la aceste premize. Vă mărturisesc că în momentul când aveam așa germenii ei, zic, bun, ce-ar fi ca Eminescu să discute cu ăștia de la hashtag rezist? Oare cum ar fi dacă s-ar întâlni ei, ce și-ar spune, ce ar face? Bun, problema următoare a fost, într-adevăr, nu știu, poate dintr-o fie, trufia mea, poate că dintr-o fie mi-am imaginat că se poate că aș putea scrie o frescă despre, să fac o frescă a României, da? Și când te-a pus să faci frește, când te-a pus să faci așa, e o mare problemă. Trebuie să fii ca un jurnalist, în sensul că nu trebuie să ții nici cu unul, nici cu altul. Și ăsta a fost următorul pas. Bun, ok, îi pun eu pe ăștia să discute, îi pun eu pe ea să iasă în stradă, îl pun eu pe ăsta să fie corupt. Problema este cum încerc să-mi păstrez așa o distanță, să fiu destul de rece, apropo de conflictele lor. Da? Asta a fost unul dintre cele mai dificile probleme pe care le-am întâmpinat atunci când am scris textul. Și mai este încă un lucru care mă apasă. Cred că e prima oară când o spun de când mergem în țară. Deci, în 22 decembrie 1989, eu vreau să fug din România, da? În dimineața. Seara, când am văzut întâmplările alea, am zis, nu mai, vedeți cât de fraier o să fiu. Nu mai e nevoie să plec eu în Statele Unite. Vin Statele Unite încoace, gata, am scăpat, nu mai trebuie să trec granița, clandestin. Și prima persoană cu care m-am certat a fost tata după aceea. Tata avea idei de stânga. Eu nu aveam idei de stânga. Dom'le, ne-am certat rău ce mai dura ora. În fine, pe măsura trecerii timpului, n-am mai putut să fiu doar de stânga, adică am văzut ce se întâmplă, de dreapta, pardon, am văzut ce se întâmplă în jur. Am început să citesc și texte economice. Bref, am zis, bun, dacă tot mă apuc să scriu despre situația României, despre Eminescu, despre care nici Eminescu nu a avut o poziție coerentă din punct de vedere ideologic, să zicem, și descoperind și alte scriituri în afara celor neoliberale, care de unde, știți cum e discuția aia cu
Țuțea spunea, bă, dacă nu ești comunist când ești tânăr, nu știu, avea o zicere pe tema asta. Da, bun. Nu știu, el a trăit în altă perioadă. Acum încep să simt niște apăsări economice pe care le simțim cu toții, nu sunt ale mele, ale lui Chirculescu, le trăiți, le simțiți, le încasați mai degrabă. Și atunci am simțit nevoia, bun, hai să introduc și o componentă socială în această carte. Componenta socială, nu vă imaginați că, uite, toți suntem aici, revoltă în port de Alexandru Sahia, iese lumea, jimblele, mai țineți minte cu jimblele? În fine, e un text interesant și merită să ne ne-l reamintim cumva. Nu de acolo am plecat, Doamne ferește, dar am simțit nevoia ca măcar din punct de vedere al unor, hai să zicem, al unor discuții în contradictoriu dintre personajele din care există în acest text, că trebuia să fac o trimitere și la situația politico-economică, economică și socială. Asta e cartea până la urmă. Adică până la urmă asta a fost un subiect care mi s-a părut interesant, o problematică la fel de interesantă. De ce România nu s-a schimbat radical în ultimul veac și jumătate? Un contrast între două tipuri de gândire aparent distincte. Eminescu, toată lumea crede că a fost conservator, n-a fost doar conservator, dar așa ne-a fost vândut în niște ani, pe urmă bună, de partea cealaltă un progresist câteodată excesiv în zona hashtag rezist, bun, cum operăm cu această, cu acest contrast. Și marea supărare pe care o resimt în ce în ce mai mult în ultima vreme legată de realitățile economice și care mă fac totodată să-mi spun că sunt, să mă facă să mă simt foarte rău că tatăl meu fiind mort, nu pot să-i spun, să mă duc să-i spun, bă, știi, ai avut dreptate cu anumite chestii. Am fost eu întâmpit. Probabil că din cauza asta simt nevoia să le și scriu. Deci ce să vă zic, când aveam 35 de ani, Bogdan Ghiu, bă, zice, scrie ceva la Dilema. Pe vremea nu se cunoștea, nu prea se bătea o monedă pe ideea libertarianismului. Eu, la 35 de ani, că de asta am făcut și trimiterea la Zuțe, la 35 de ani, știți cum e, rupi norii, poți să faci orice, nu ești bolnav, nu obosești deloc. Poți să muncești până... Bun, și atunci ai senzația că libertarianismul ăla de dreapta e fair enough, da. Eu voi fi totdeauna puternic, viril, deștept. Voi putea să fac... Bun, și am scris un articol despre libertarianism. Bun, trebuie să mi-l asum, l-am scris. Lumea a fost încântată, v-am spus că sunt trufași. Și eu am fost încântat, că lumea a fost încântată că am adus pe piața românească ideea despre libertarianism. În fine, în timp lucrurile astea se mai schimbă. Îți dai seama că nu poți să fii libertarian la nesfârșit, pentru că începi să te doare genunchii, te doare spatele, începi să ai nevoie de anumite servicii sociale pe care la 35 de ani nici pe minte nu-ți dă că ar putea, că ai dori să simți. Să te sprijin pe ceva care este în afara ta. De asta am scris cartea. Da? De asta am scris cartea. De asta ea a remarcat problema bătrâneții. Da? Într-un fel gândim la 35 de ani, în alt fel gândim la când începem să avansăm în vârstă. De asta am scris această carte. Am încercat să, de la frescă până la contradicții și până la problema personală, nu neapărat a genului, că nu numai geniile îmbătrânesc, toată lumea îmbătrânește. Și atunci, având în vedere că toți îmbătrânim, poate că este necesar, am remarcat treaba asta în discursul, în actualul discurs de dreapta. Știi, eu pot orice, de asta am și făcut, am insistat pe treaba asta. Nu e nevoie de aia, nu e nevoie de aia, nu e nevoie de aia.
Într-adevăr, la 35 de ani, repet, nici eu nu credeam că este nevoie de aia. Credeam că voi fi totdeauna de 35 de ani. Societatea e puțin mai complexă și trebuie să țină cont de absolut toți actorii. Da? Iar actorii încep de la un minut vârsta și sunt până când e durata medie de viață dintr-o țară. Ar fi interesant ca doctrinele și ideile politice să țină cont de acest fapt că omul trăiește între o secundă, nu mai știu cât e durata medie de viață în România acum, să zicem 75, da? Se spune că avem cea mai mare speranță de viață după moarte. Faptul că ești într-o secundă și 75, să zicem, și că de la o secundă până la un număr oarecare de ani ești dependent de niște structuri sociale. Și după o pensie prezumptivă, iarăși ești dependent de niște structuri sociale. Bun. De aici am plecat când am scris anumite zone, când am acoperit anumite zone sociale din acest text, de gândire socială, să zicem. Cam asta este. Au fost ei mai tare decât nimic mai să spun. Acum, dacă mai aveți răbdare și întrebări, vă rog să le adresați sau să le adresați. A, și chiar vreau să vă spun ceva cu întrebările astea. Și am aflat că m-a deranjat extrem de mult lucrul ăsta pe care vi-l relatez acum. Mai fuseseră niște scriitori în zona cu pricina și niște cu lumea, era într-un liceu, erau deci cei mai mari de acolo, erau între 14 și 18 ani spectatorii, aveau între 14 și 18 ani. La un moment dat, cineva a pus o întrebare, unul dintre copii, și invitatul a spus, cum a zis, mă, nu sunt... Să nu mai pună întrebări negândite. Să nu mai pună întrebări negândite. Nu, chestia asta m-a pus foarte tare pe gândire. Și l-a enervat în același timp. M-a enervat foarte tare. Cum adică să nu pui întrebări negândite? Adică ce înțelegi? Reflectează bine înainte să mă... Ceva, băi, mă cam deranjezi cu... Deci, este foarte important fiecare dintre noi să gândească cu capul lui și chiar să pună întrebări negândite. Eu am pus, cred că, sute de întrebări negândite în viața mea. Și am, cred că am proferat mii de afirmații negândite în viața mea. E firesc să punem și întrebări negândite, este firesc să facem și anumite afirmații care... De care după aia, uite ce v-am povestit cu taică, de care după aia încep să te gândești, băi, oare chiar am fost, a trebuit să zic eu lucrul ăla? Așa că puneți orice fel de întrebări doriți, cu condiția să vreți să le puneți. Asta e tot. Da. Am observat o oarecare implicare a Galațiului în această... Nu se mai întâmplă, da. Care e legătura? Adică părinții Culescu este galațean de origine? Nu. Atunci, îl puteți simpatiza. Atunci, cum? Îl puteți simpatiza, nu e gălățean. Nu, este bucureștean. Rudele cele mai apropiate de acest areal sunt niște verde de rang 3 care sunt până ca simți. Și cu care, mă rog, spre rușinea mea, în copilărie n-am mai văzut, n-am mai trecut pe acolo. Ei n-au trecut pe la mine, nici eu pe la ei. Cam asta e singura proximitate. Trebuia să începem cu asta. Nu sunt gălățean, nu. Okay. Atunci veți avea întrebări. Și acum că ați spart în gheața? Am și o întrebare. Asta cu conservatorismul englesc, aș vrea să dezvolți puțin, pentru că dacă scoți unele texte de jurnalismul de Eminescu, evident că nu o să le poți da fără glose imense, da. Nu o să le citați. Adică, dacă explică grecii devină ca o capul, nu știu cum, pe evrei la fel, la o nasul, nu știu cum, și de aia devină, evident că lucrurile astea trebuie glosat. Da. De ce se spunea? Tu spui că era o combinație de conservatorism cu altceva care a putea fi numit progresist. Și eu spun, te întreb, bun, odată
apropo de ce spuneați dumneavoastră, poate de tot timpul trebuie să se întâmplă undeva afară ca să reflectăm și noi, suntem obsedați de cum ne văd alții. Este un complex de periferie, valabil peste toată lumea. Aceeași problemă au și aia din Uruguay și toate lumile care se află, de fapt, între fronturi, între lumi. În cazul nostru, asta e explicația. Vom rămâne provinciali. Deci dacă am o veste proastă, e că nu ne vom schimba. Vom rămâne prinși în complexul de provincial, puțină corupție și din când în când cu un motiv de mândrie. Lumina acestei deducții, aș vrea să comentez puțin care era conservatorismul de atunci și pe care reprezenta Eminescu și Junimea, până la urmă, că el e o excrescență a Junimii ideologic și conservatorismul de acum. Cum ți se pare? În primul rând că nu e un subiect în care sunt un specialist, deci luați cu rezervă tot ce o să spun. Și conservatorismul, ca și liberalismul de altfel, au suferit o derivă, atât la nivel de definiție, cât și la nivel de, hai să zicem, ocupații, obiceiuri, ideologici, în ultima instanță. Ce spunem acum că este liberal, liberalii din anii 90 n-ar înțelege. În primul rând, cine erau conservatorii români de atunci? Cum se chemau ei? Mari latifundiari. Ei erau. Bun, iar trebuie să spun o chestie care... pe care o spun mai greu așa, și în care n-am crezut foarte multă vreme. Până la urmă, deosebirile, iertați-mă că zic, au fost scrise destul de bine de un tip pe care noi l-am detestat ani, zile, decenii, după 1989. Nimeni de altfel însă și scriu despre asta. Că nimeni nu mai vorbește despre lupta de clasă, lupta de clasă de altfel e ceva destul de difuz acum, pentru că este societatea altfel pulverizată. Din nefericire, motoarele mișcărilor sociale sunt, rămân și în continuare banii. Bun, bineînțeles că m-am referit la Marx, ca să nu mă priviți ca pe un paria, faceți un drum la Trier, unde veți vedea cum îl glorifică, să zicem, Trierul pe Marx. Eu nu îl glorific, dar nici nu am cum să nu țin cont de faptul că a emis pe piață niște idei care ne convine sau nu, sunt valide și una din ele este cea legată de ce e la profit, cum se împarte profitul, cine îl ia, cine nu îl ia. Cine beneficiază, cine nu beneficiază. Ok, între timp, teoriile economice s-au modificat destul de mult, au ajuns cu mult mai complexe. De altfel, vă pot recomanda un actual autor de literatură economică, Michael Hudson se cheamă, care are o legătură oarecare cu zona marxistă, să spunem așa, dar care o aduce la zi, bun, sunt și ceilalți. Da. Dar ca să răspund la întrebare. Deci, bun, conservatorismul de atunci erau mari latifundiari. Ne-am și scris domnul profesor. Aici a avut loc un mare eveniment în 1829. Și anume a fost pacea de la Adrianopol. După pacea de la Adrianopol, noi căpătând niște drepturi, spațiul ăsta al nostru, mai puțin Transilvania, am devenit foarte interesanți pentru occidentali. Am început să exportăm cereale cu ghiotura. Dacă ne-am luat după domnul Zeletin, dar nu numai dumnealui, mai este un autor care a scris acum destul de consistent, Murcescu se numește. Au venit niște englezi care au zis, bă, dar ce pământ negru e aici, mamă de alții cereale sunt, și dintr-o dată Brăila a devenit un mare hub pentru cereale. Mare hub pentru cereale au însemnat bani pentru acest sector de latifundiari, ca să spunem așa. Bun. Și latifundiarii ăștia erau de două feluri. Unii care se pricepeau să își administreze afacerile, alții care nu se prea pricepeau să facă. Și care erau și dezinteresați.
Burghezia este de apariție mai încoace. De ce l-am citat pe Zeletin? Pentru că domnul Zeletin a fost unul dintre primii care a scris o carte, se cheamă Burghezia Română, a apărut la Humanitas, și în care sunt, hai să spunem, descifrate evoluțiile acestea, apropo de capital, bani, proprietate, societate în România. Când a scris Eminescu pentru Timpul, conservatorii de atunci aveau ziarul Timpul, aceștia erau Titu Maiorescu, era și domnul Cart la mijloc. Lucrurile însă nici atunci nu erau perfect etanșe. Dom'le, eu sunt conservator, ea este liberală și noi niciodată noi ne vom omorâ tot timpul. Sunt curios dacă mai există vreo țară de pe pământul ăsta în care să apară Partidul Conservator Liberal. A existat. Adică Titu Maiorescu și la un moment... Deci vă dați seama, Partidul Conservator Liberal. Căutați-l, îl găsiți. Deci, de multe ori pun problema în ce măsură ideologia pe care noi o profesăm la un moment dat nu este doar o marcă, un marker. Băi, eu sunt ăsta. În momentul de față, eu și prietenii mei sunt ăștia. Uite, suntem ăștia care astăzi am vorbit despre Solomonarul. Ăia care astăzi au vorbit despre, să mă ierte Dumnezeu, Teodoros, no pun intended, da? Ei sunt alții, da? Adică am senzația că de foarte multe ori ideologia e doar o marcă, mai ales în zilele noastre. Pentru că alminteri, ceea ce ne deosebește cu adevărat este statutul nostru în raport cu modul în care ne câștigăm banii. Ca să simplific și să nu mai întindem tălteaua, opoziția angajator. Asta nu spun doar datorită faptului că am avut activități sindicale, inclusiv alături de un cunoscut comun, dar în momentul de fapt, unul din marile motoare ale activității, ale societății, asta mi se pare motoare, nu motoare și scrâșnete, motoare și explozii, motoare și spații neclarificate. Astea sunt. Adică am putea să ne întrebăm, era o diferență radicală între conservatori și liberali? Atunci da, pentru că am senzația că conservatorii erau mult mai mulți decât liberalii. Burghezia Română a fost de apariție mai tardivă, ca de obicei, și nu aș zice că e neapărat o vină, nu-i cuvântul bun vina. Nu știam, ce nu știi nu poți să faci. Când nu poți să faci ceva, adică activitatea industrială, nu prea ai burghezie. Ce s-a întâmplat? A trebuit și atunci, așa cum, să vină niște capital. E bine că avem capital de afară. E o întrebare pe care și-o pune societatea românească. Și-o pune. E bine că au avut loc privatizări. Atunci nu se punea problema de privatizări. Atunci se punea problema de investiții. Până la urmă cam tot aia. Da. Dar problemele erau și atunci și acum. Sunt cam aceleași. Cred că cuvintele și-au schimbat puțin sensul. Cred. Repet, nu sunt un specialist. Nu pot să vorbesc cu... Cum să vă zic? Adică nu trebuie să mă credeți și de asta nu trebuie să credeți pe nimeni. Să vă gândiți voi. Mulțumim. Vă rog. Ați aflat dacă Eminescu era somnul masonic? Doamnă, sincer să fiu, nici nu mi-a prea... Așa după cum am citit eu despre el... Omor era. Proseti era. Nu am întâlnit nicăieri, din contra, am senzația că Dânsu a scris niște articole, Eminescu a scris niște articole în timp ce se negocia pacea de la Berlin în 1878 și atunci a fost destul de agresiv cu președintele Alianței Israelite Universale, domnul Crémieux de la Paris, ceea ce mă face să cred că nu era mason. Ce mă face să cred că nu era mason, el se poziționa într-un anumit tip de gândire. În fine, nu pot să vă dau un răspuns precis pentru că nu am, mai degrabă aș crede că nu.
Dar dacă mă spune să vă dau o garanție pentru asta, nu vi l-aș da, pentru că nu am atâta informații. Informațiile sunt foarte puține, dar casa lui Vasile Coblo de la Iași are de sub cu ei niște intrânduri unde se săvârșeau ritualurile masonice de intrare în această confrerie. Niciodată n-am aflat exact care sunt limitele acestei mișcări, dar am aflat că marii moștri scriitori au făcut parte din această grupare, printre care și Saduveanu. De exemplu. Da. Ați fost în subsolurile casei Pogor? Nu mi s-a dat voie. Eu am fost. Fără să pună șorțuleț. Nu mi-au pus niciun șorțuleț și m-au băgat acolo de desu. Contextul era că fusese un chef. Și atunci le-am spus că îmi place locul foarte mult și mi-am zis, n-ați văzut nimic. Hai să vă adătăm și subțolurile. Și când am văzut că se... Mamă, trebuie cum se află. Nu știu dacă... Da, mă rog, nici nu m-au dus toate sutele alea de kilometri, că spuneau că e vorba de niște kilometri pe sub Iași, că sunt grubele alea pe acolo. Cât am fost, eu nu prea era un loc unde cineva ar fi putut fi pus între stâlpii, Boazi, Achim, cum îi mai cheamă, ca să pun. Bun, ok, nu știu. Bref, răspunsul este nu știu. Mai degrabă nu. Nu am găsit, asta v-am spus, că nu am găsit niciun fel de date care să-mi sugereze că ar fi fost așa ceva, dar da, e scris mult mai mult decât am putut eu să citesc și de-aia nu mă feresc să dau o... Eu am scris un roman, nu istoric, eu am scris un roman în care mi-a plăcut să fac de Neminescu un personaj. Nu am încercat să corectez Cezar Petrescu, George Călinescu, nu am încercat să vin cu alte idei apropo de literatura lui. I-am studiat pe toți aceștia, pentru că altfel nu poți să scrii o carte despre un personaj existent dacă nu încerci să citești cât poți tu despre el, dar eu nu mi-am propus să corectez istoria literaturii români. Nu, eu mi-am propus să mă joc cu ceea ce îmi oferea personajul omenesc denumit Mihail Eminescu. Mihail Eminescu. Asta e. Mulțumim mult, în primul rând, pentru... După. Da, asta voiam să zic, că puteți să-l întrebați și în privat, vă va sta la dispoziție, aici rămâne, lângă dumneavoastră, vă semnează cărțile, trenul e la 6, deci aveți tot timpul. Mulțumim mult și pentru răbdare, și pentru prezență, și pentru că, iată, ați fost alături de noi într-o zi de weekend. Mulțumim invitațiilor că ați fost alături de noi și că ați avut discursuri atât de consistente. Mulțumim gazdelor și lectura plăcută, sperăm. Nu? Că ăsta-i scopul până la urmă. Nu știu cât de plăcuță. Pe neară. Atentă.